lângă mine se află acum președintele României, Ion Iliescu. Domnule președinte, televiziunea v-a făcut zâmbetul celebru. Despre zâmbetul dumneavoastră s-au făcut foarte multe comentarii. Care este secretul acestuia? Eu cred că fizionomia fiecăruia este o oglindă a sufletului său. Deci zâmbetul meu reflectă o stare de spirit interioară. Indiferent de condițiile în care am trăit, mi-am menținut încrederea, speranța și un oarecare optimism pe care îl reflect în acest zâmbet. Domnule președinte, care credeți că este rolul unei televiziuni? Să fie o simplă tribună pentru politicieni sau să-i tragă de mânecă atunci când aceștia uită cine au ales? Cred că, în primul rând, televiziunea nu este consacrată politicienilor. Are o deschidere mult mai largă. Dar în condițiile vieții noastre deschise, democrație, sigur că politicienii apar pe ecran. Televiziunea trebuie să facă ambele lucruri de care vorbesc. Să le ofere și tribună de exprimare și să-i tragă și de mânecă când trebuie. Vă mulțumim, domnule președinte, și acum dăm legătura în cealaltă parte a sălii unde se află colegul meu, Geo Procopie. Geo?